Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Mulți români și-au dorit să trăiască visul american. Invitații mei de astăzi arde lene, amândoi și-au trăit visul cu ochii. Unul trăiește în America de 30 de ani, celălalt a făcut peste 30 de turnee pe continentul american. Amândoi înspăimântați de protestele violente, de revolta care s-a răspândit în zeci de orașe din America, ne povestesc astăzi ce au trăit în America și de ce au ales România. George Rotaru și Raul, bun venit! Mă bucur tare mult. Bine te-am găsit. Un salut american. Pălăria, jos pălăria pentru români. Uite. Foarte frumos, George. Da, 13 iunie 1990, o dată importantă pentru tine, o dată de tristă amintire pentru foarte mulți români, pentru că în perioada asta, 13-15 iunie, a fost mineriada în 1990. Și uite că se împlinesc astăzi, George, 30 de ani. Sunt exact 30 de ani și nu știu cum s-a nimerit, dar s-a nimerit bine. Ai ales tu, ai știut tu cum să faci. 30 de ani de când veneam de la Făgăraș să-mi iau biletul de plecare în America. Serios? Deci 13 iunie, când am venit eu de la Făgăraș, la 6 dimineața, minerii erau la Piața Victoriei, la universitate, și cu CD-ul ăsta în mână, Ăsta este CD-ul pe care l-ai luat cu tine vinil, în America. Nu CD, pardon, este placa mea de vinil. La un moment dat au început să dea minerii în toată lumea. Și eu, așa, nu dați. Vorbești serios, aveai vorbesc față să... ăsta la tine. Ăsta are... o vârstă și el, și așa în cum vedeți... În ce a apărut discul ăsta, ochii tăi? Cu vreo 4 ani înainte de a pleca în America. Primul tău disc primul a meu, la da. Record. Primul meu... LP. LP, da, hai da, să fim americani, nu? Da. Doamne, tu îți dai seama, Raul, despre ce vorbim? Eram destul de mic. Istorie trăită. Eram destul de mic atunci. Aveai 11 ani? La 11 ani, în perioada 13-15 iunie, acea perioadă despre care spuneai, eram suficient de mic încât să nu înțeleg lucrurile care se întâmplă și acum. Erai la tur, da? La mami și la tati acasă. Da, exact. Protejat și răsfățat și te uitai la filme americane cu Bruce Willis. Mă uitam la filme franțuzești cu lui de fune. Mai târziu apoi m-am descoperit visul american, pornind de la ideea de turist și apoi cântăresc. Dar vreau să spun un singur lucru, legat și de ce ai spus cu ceea ce se întâmplă acum în America. America este exact ca și în filme. Se spune că nu tot ce vezi este ca în filme. Americanii știu să nu facă rabat de la realitate și realitatea filmelor violente și de revoltă, așa cum le vedem prezentate, exact așa se întâmplă acum în Statele Unite. Îți luate din realitate, așa cum am văzut. Eu sunt foarte de trist și supărat, pentru că pe de o parte iubesc America, pe de o parte nu iubesc America. Fiind de foarte multe ori, am reușit să văd și părțile urâte ale... Primul oraș în care tu ai aterizat, primul pe care l-ai vizitat. A fost și prima experiență foarte proastă pentru mine. În New York. New York. A fost în anul 2004. Așa. În anul 2004 și am fost trimis de Mirabella Dauer la domnul Bădăluță, care avea unul dintre cele mai mari restaurante românești de la New York. Am plecat în turneu atunci cu Maria Ciobanu, doamna Stella Popescu, doamna Maria Ciobanu și Dor Octavian Dumitru. A fost pentru mine o șansă, un mare noroc. Nu mai văzusem America. Și o vorbă bună spusă la timpul ei a contat enorm de mult. Dar să știi că eu am fost șocat pe de o parte de New York-ul pe care l-am văzut noaptea în pijama, țin minte. Așa? Ajunsesem foarte târziu și aveam un prieten acolo care m-a luat din locul în care stăteam și mi se părea că sunt într-o altă planetă, pe o altă planetă. Anii au trecut și am revăzut acele locuri și am reușit să văd frica, teama, mizeria, de ce nu, bucuria, pe de o altă parte, uimirea. America știe să se facă plăcut, America știe să se vândă, dar efectiv să locuiești acolo... Nu te-a tentat niciodată? Nu. Și mi s-a propus de foarte multe ori. Pentru că am auzit de foarte multe ori spunându-se, primii 5 ani sunt mai grei în America, primii 10 ani sunt mai grei în America. Iar eu sunt foarte legat de familie, de țara mea. În țara mea, dacă eu ies pe stradă, unul din 10 români tot spune, vă știu de undeva, sau salut Raul, sau se întâmplă ceva care să-mi facă o bucurie în suflet. În America ești un om mecanic, dacă vrei. Eu am văzut foarte multe zâmbete fabricate.
Îți este drag să intri în magazine, toată lumea te primește cu brațele deschise. Îți este drag să mergi la restaurante, toată lumea te servește impecabil. Dar totuși simți că este făcut doar ca nivelul de civilizație să fie la un nivel, să fie foarte ridicat. Nu există sinceritate. Prefer o înjurătură românească sinceră decât exagerat de multă poleială. Iată, uite, deci sinceritate. Ai avut tu parte de sinceritate, George, în ăștia 30 de ani de când, iată, de 23 de ani mi-ai spus, ești cetățean american. Sunt cetățean american, da. Adevărul este că eu în momentul în care am avut experiența cu minerii în București, atunci am decis să plec din România, pentru că ce am așteptat-o de la Revoluție n-a fost ceea ce voiam eu. Și am decis să plec, mi-a fost foarte greu. Și apropo de sinceritate, am întâlnit mulți români care m-au primit cu brațele deschise, care mulți mi-au spus, poți să stai, dar gândește-te foarte bine că nu este ușor. Și au avut dreptate pentru că nu este ușor. Ce ai făcut până să devii cunoscut ușor, ușor în rândul românilor din de acolo? Nu că n-aș fi fost cunoscut. Cântam la biserică, cântam la restaurantul Minion din Hollywood, dar doar cu... să stai în restaurant să cânți, nu puteai să trăiești. Și atunci am avut parte de greutăți, să știi. Am neștiin limba. Deci tu ai plecat la 37 de ani. Este cel mai mare handicap să pleci la 37 de ani într-o țară necunoscător de limbă, de limba engleză. Și atunci n-am avut de ales decât să spăl apartamente, să zugrăvesc, să fiu busboy, adică ajutor de ospătare în restaurante, până când am zis, stai puțin, trebuie să mă duc la școală. Ușor, ușor m-am dus la școală și am graduat Apartment Association Greeting in Los Angeles. Deci eram în Los Angeles și am făcut școală pentru management de apartamente. Foarte mulți români erau în business, da. Se trăgeau unii pe alții. Manager de apartament, adică nu plăteai chirie, vorba vine. Totul era inclus, dar nu plăteai chirie, aveai grijă să închiriezi apartamentele, să fie totul în ordine în complexul respectiv. Asta deci, unde? În Los Angeles? Asta în Los Angeles. Acolo a fost această perioadă. Cum o vezi? Când te uiți în trecut acum? Vreau să spun ceva. Dacă cineva mi-ar spune, așa, apropo de asta, du-te înapoi în America sau ia viața de la început în America, n-aș mai putea. Stau și mă gândesc ce aș fi făcut dacă aș fi rămas în România. Da. Dar ăsta mi-a fost destinul. Da, George, în 1992 au mai fost revolte în Statele Unite. Știu că în Los Angeles. În Los Angeles, da. Tu și ți-aduci aminte? Le-ai prins? Mi-aduc acolo? Aminte, mi-aduc aminte. Oamenii, într-adevăr, se revoltă pentru un anumit scop, pentru o anumită cauză. Dar, în final, ați văzut și voi la ce s-a ajuns la New York și nu numai, în toate statele astea, care acum suferă în America. Cumplit suferă. Adică au atacat și ați văzut cu toții, au devastat magazine, lucruri pe care nu mi le explic. De ce? Eu cred că este un scenariu foarte bine gândit și foarte bine pus la punct. Nu fac de obicei supoziții de genul ăsta și nici nu mă exprim legat de evenimente care se întâmplă, dar sunt convins că e doar un spectacol care trebuie să distragă atenția de la un alt spectacol până la urmă. Cred că despre asta este vorba. Să nu ne îndepărtăm de la motivul pentru care ne-am venit astăzi aici. Eu știu pe George, sau cel puțin îi știa melodia Ochii Tăi, melodia care l-a lansat, da, pentru că ascultam foarte multe muzică românească, melodia de pe titlu. Care erau șansele ca acum 10 ani, eu călătorind prin New York, la o gură de metro, să mă întâlnesc cu George Rotaru? A fost un impact și o bucurie enormă, pentru că noi pe frig, era un frig afară, erau minus și nu știu câte grade, pentru că era în luna ianuarie.
aprilie. Și am stat de vorbă, nu exagerez, 45 de minute în frig la gura de metro, după care ne-am dat seama că noi doi, de fapt, mergeam în același loc, la restaurantul românesc. A fost o bucurie. Și atunci el mi-a zis ceva. Și atunci i-am spus, mai Rareș, compui atât de frumos, pentru că știam, nu? Știam ce avea deja, era foarte cunoscut. Eu stau aici în America de atâta vreme. M-am pierdut. Și mă pierd. Am nevoie de ceva nou, de... hai, te rog frumos, ajută-mă, fă-mi și o melodie. O melodie, două. Dar cum să nu? Facem, facem, facem. Domnule, a trecut vremea, el a fost ocupat cu alte proiecte foarte importante pentru în viața lui. A lucrat cu Mirabela vreo 6-7 albume. Bun, felicitări pentru asta, într-adevăr. Da, minunat, albume felicitări. Extraordinar de frumoase, sigur că da. Și mai curând, un an în urmă, nu? El este un mare iubitor de narghilea. Așa? Zic, hai să mergem la narghilea, da, la narghilea, unde și compune. Hai să mergem într-un loc, amândoi. O mică paranteză, țineți ideea, m-am lăsat de fumat acum 15 ani. Nu n-am mai pus țigara în gură deloc și singurul viciu este narghileaua. Narghileaua fără tutun, doar cu arome... Da. Așa, deci nu sunt un... Îți stimulează creativitatea. Da. Și ne-am întâlnit la narghilea. Și zic, te rog frumos, uite-te la mine, la anii mei, fă și mie o melodie pe măsură. Să, așa, narghilea, nu știu ce, ce... Și pe loc. Mi-a făcut prima strofă și refrenul din Nu mi-ar ajunge o viață, corect, nici două de așa avea. Avem voie? Avem voie. Nici două de așa avea. Care acum pe YouTube-ul lui are peste 600 de mii de vizualizări și sunt extrem de mândru. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de așa avea, să mă împart în lume și dacă aș putea. Deci, o melodie. Și acum nu am scos... Așa, ce ai pregătit? Am materialul ăsta, unde mi-a pus ochelarii. Așa. Păi nu te ajut eu fără ochelari? Nu, păi e plăcerea mea. Te rog. Mai săptămâna trecută, noi am devenit foarte buni prieteni și a zis, te rog frumos, hai să continuăm proiectul care l-ai început cu mai multe piese. Și uite, eu vin cu o strofă, am luat-o de pe undeva. Doamne, nu-ți cer niciun ban, că-s de acum în etate. Dăm din anii care i-am măcar prima jumătate. Și atunci am spus, trebuie să continue cumva ideea. Și te rog frumos, mi-am notat șervețelul ăsta. Și acolo, la narghilea. Da. Și tu spuneai, deci Rareș, tu spuneai și... Când a terminat strofa, am și scris. Și eu zic, stai puțin să notez eu pe șervețel. Ca și această placă, șervețelul ăsta va intra aici și va rămâne... Și continuarea. Așa, mai spune tu ce ai spus tu așa. Doamne, nu-ți cer niciun ban, că-s de acum în etate. Dăm din anii care i-am măcar prima jumătate. Și am continuat așa. Și mai dăm o primăvară, lungă cât toți anii mei, și de poți tu, Doamne Sfinte, uite anii să-mi iei. Dăm, te rog, șervețelul. Da. Care valorează, ce șervețel ca și această placă, vor valora foarte mulți bani. Vreau să spun ceva, Florentina, dacă îmi dai voie. După care vreau să punem piesa pe care tu ai compus-o, acum un an de zile. Nu mi-ar ajunge o viață. Vreau să spun un singur lucru și de ce l-apreciez eu pe George și de ce am considerat și am simțit că e bine să fac acest lucru. Pentru că m-am pus în pielea unui om care a locuit 30 de ani într-o altă țară, într-un alt loc, unde și-a dorit să fie artist, unde și-a dorit să fie iubit, aplaudat, să se bucure de succes. Și a trebuit să facă eforturi, atât din punct de vedere artistic, cât și din punct de vedere material, să reziste într-o țară care nu era lui. Venit acasă, el a trebuit să o ia de la zero. Nu este suficient să ai nume dacă nu susții cu ceva. Și George, într-adevăr, a luat-o de la zero, cu înregistrări, cu cântece, cu videoclipuri, cu colaborări, cu apariții TV și așa mai departe. Și a crezut foarte mult în ideea de colaborare cu mine și atât de tare m-a inspirat. Și este un om bun și îmi este drag de el. Și hai să vedem clipul. Ne uităm, după care ne întoarcem. Vreau să-mi spui, George, pentru toți cei care vor să trăiască visul american, ce calități ar trebui să aibă, nu? Ca să răzbată. O să spun eu. O să-mi spui tu, Rareș? Rămâneți în doarciu. Hai că ne completăm. Da. Hai.
viața mea un simplu călător, cu dragoste în suflet, un veșnic trecător. Prin viața mea furtuni și ploi m-au petrecut și le-am căzut vreodată. Am luat-o iar de la început. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu ca la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu ca la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Oricare prin lume călător, cu bucurii în suflet, cu patim și cu dor. Am anii mei trecuți, dar cât am să trăiesc, voi strânge în brațe viața și am să tot iubesc. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu ca la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu ca la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. O viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu ca la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu ca la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Rare, ești minunată piesa asta. I se potrivește ca o mănușă. E o poveste spusă în 8 versuri, în 12 versuri, într-un cântec care mie mi s-a lipit de suflet. Din cele câteva sute de mii de vizualizări pe care le are până acum, o mare parte sunt făcute de mine, pentru că i-am și spus că melodia trebuie să aibă videoclip. Și el și face un videoclip. Și l-am luat într-o dimineață la ora 5, la 4-5 dimineața, l-am dus la casino, stai aici, l-am filmat. La Constanța, da. Da. Și împreună cu echipa mea am făcut acest videoclip și nu e ultimul. Sunt atât de mândru și atât de proud, spun americanii, da, care cuprinde tot. Deci melodia asta pentru mine înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult să întâlnești omul, nu? În momentul potrivit, în locul potrivit, dar știu că un alt om important pentru tine, avem o veste tristă, din păcate, acum câteva zile, mai exact pe 9 iunie, s-a stins din viață Gigi Marga. New York, ea din 1986, am înțeles că a plecat în America și tu ai cunoscut-o de aproape aici, în București, în țară, pe urmă
a fost, nu ți-a întins o mână, știu, în, când ai ajuns și tu la New York. Un om de excepție, un om, Dumnezeu să ierte, și un omagiu pentru Gigi Marga. Câți ani avea George? 91. 91. Ultima perioadă a vieții a locuit la Los Angeles, la New York. Deci la Los Angeles m-am întâlnit cu ea după ce am întâlnit-o, am cunoscut-o în România. Ea cânta la Cina, mare vedetă, eu eram la Cina cântând într-un mic spectacol de muzică populară. Și după care ne-am întâlnit la New York, la restaurantul Mignon în Hollywood, un om deosebit, o cântăreață de excepție, un repertoriu de la care eu am luat foarte mult. Deci în fiecare artist are un mentor, un exemplu. Pentru mine Gigi Marga a fost exemplu. Pentru tine, Rareș? Am cunoscut-o pe Gigi Marga. Ai la New York, la Casa Română. Ea a fost un restaurant în Queens, în New York. Nu mai există acest restaurant. Și am avut acolo program 3 seri împreună cu echipa pe care am pomenit-o mai devreme. Și ea era prezentă la datorie și am ascultat-o, o voce extraordinar de puternică, și am fost foarte uimit să aflu că această femeie putea să cânte în orice limbă. Avea în repertoriu melodii în 54 de limbi. Mi se pare fabulos, pentru că asta necesită pregătire, necesită muncă, necesită ambiție, dorință de a fi un artist extraordinar. Jos pălăria pentru Gigi Marga, Dumnezeu să o ierte. Deci a avut, da, Gigi calitățile, extraordinare. Nu? Calitățile de a reuși, de a Gigi Marga, deși a făcut marea sare. Parte a carierei ei s-a consumat, s-a desfășurat în restaurante sau în comunitățile din Statele Unite. Gigi Marga a fost o artistă extraordinară, cu o putere extraordinară. Dar, repet, cred că este nevoie de foarte mult noroc în această meserie. Foarte mult noroc. Îmi aduc aminte că venit în România acum câțiva ani, eu când am la o celebră grădină la mare, le-am propus patronilor, uite, Gigi Marga este în România, hai să o chemăm la mare. Cum să nu? Ea n-a avut negative cum avem noi, să fie ușor la cântare. Ea cântă cu orchestra, a cântat cu orchestră, da, în spate, live. Și zic, hai Gigi, dă-ne-am orchestră, vino domnule la mare. În momentul în care am prezentat-o, Gigi Marga, legenda noastră vie a României și muzicii internaționale, nu vă puteți da seama reacția publicului în grădina respectivă. S-a ridicat lumea și a cântat 15 minute a capela, rien, și toate melodiile de limba franceză, după care a dat în Maria Tănase, un repertoriu exact adecvat, n-a plictisit în 15 minute, ne-a lăsat mască și a plecat. Da. Asta a fost Gigi Marga. Deci, mă bucur tare mult că am putut să vorbim astăzi despre... Multe sunt de povesti. Avem omenire pe pământ, da, și eu cred că orice s-ar întâmpla și orice ar fi, pentru că știm exact, nu știm exact care este traiectoria și ce se întâmplă pe parcurs. Cred că trebuie în urma noastră să lăsăm lucruri care îi fac pe alții să zâmbească, da, și să fie fericiți, să fie bucuroși. Menirea artistului, cred că asta este. Exact așa cum menirea unui părinte este să-și crească copilul bine și frumos. Toate melodiile lui sunt melodii de dragoste, melodii de frumos. Foarte multă lume, și tinerii și cei în vârstă, se regăsesc în melodiile și în versurile lui. Așa cum este melodia Nu mi-ar ajunge o viață. Atât exemplu, George, cât și eu, nu suntem artiști care am vânat topuri sau care am vânat clasamente și poziții în locuri, în topuri mai mult sau mai puțin oficiale. Atâta timp cât există în business, pentru că este un business, atâta timp cât ești într-o continuă creativitate și aduci publicului noutăți care sunt plăcute și frumoase, îți poți asigura o permanență în sufletul oamenilor. Am verificat asta în ultimii 10 ani de zile. Nu mi-am dorit să fiu niciodată prea mult la televizor, prea mult la radio. N-am dorit să plictisesc, am dorit să fiu o bucurie atunci când apar. Vreun semn, dragă Rareș, de la Selin? Eu am două semne, în rândul 6, locul 8 și 9. Cam atât deocamdată. Cam atât, nu? Nu știu ce se când, păi asta zic, ce crezi că se întâmplă? Când ar trebui să apară? Când ar trebui să aterizeze? Eu știu sigur că are un staff în spate, chiar dacă se amână... În iulie, nu? Da, dar nu știu dacă o să avem parte de concert. Dacă o să se mai întâmple concertul o cu se întâmple, Celine Dion, dar vorbim, nu, să înțeleagă telespectatorii.
Deci tu ai două bilete la VIP? Nu e chiar la VIP, dar suficient de aproape. Și ce suficient să... de scumpe. Eu nu mai vreau bilet la VIP, pentru că eu am dat deja mâna cu Celine Dion. Și plus că ai dat și un disc, nu? Știu că cumva ai reușit să faci asta. Nu am vorbit niciodată cu Celine Dion, am avut o discuție foarte, foarte scurtă. Da. Dumnezeu să ierte, cu soțul ei, la premiera unui nou spectacol pe care l-a avut ea în Vegas. Și doar pentru că am avut eu norocul să stau pe același rând în sala de spectacole cu el, cu mama lui Celine și cu cei doi copii pe care aveau atunci. Dar fii atent că o să vreau să ne uităm la un filmuleț. Vreau să-ți vedem expresia de pe chipul tău, fericirea aia intensă, bucuria, în momentul în care erai acolo la buza scenei, Celine Dion era pe scenă și Raul era extaziat, cu telefonul în mână. Păi eram pregătit, că aproape că știam că o să se întâmple ceea ce o să vedeți acum. Ne uităm! Rareș, ești un aventurier. Pentru tine provocările au fost ca niște ispite. Păi și dacă ispitele au fost ca niște provocări. Dacă n-ai tu să-mi povestești întâmplări din America, păi cine mai are? Zi tu. În prima noapte când am ajuns la New York, de asta îți spune mai devreme că am rămas șocat, în prima noapte eu am văzut șobolani. Unde ai văzut? În metro. Pe strada unde locuiam, într-un imobil, și l-am văzut traversând strada. Și am zis, nu se... Asta cum ți-au picat ție ochii exact pe... Dar știi ce se întâmplă? Că îl văzusem chiar înainte să ajung să văd Manhattan-ul. În drum spre unde aveam să locuiesc în noaptea aceea. Și eram așa cumva... Sper că nu asta se întâmplă. Dar după ce am văzut Manhattan-ul... Ți-ai schimbat părerea? Mi-am schimbat părerea. Vreau să spun că am fost... Păi ce credeai, că în New York n-or fi șobolani? E prin Manhattan. America este frumoasă, hai să spun ce nu este frumos. Nu este frumos să o vezi mai mult de o dată sau de două ori. Asta nu este frumos. Păi și tu te-ai dus de 30 de ori. După ce am văzut-o de 30 de ori și credem că am bătut America... Chiar dintr-un colț într-altul, am văzut cam tot ceea ce se poate vedea. Te-ai dus la Memphis. Ai fost în locul unde, la Graceland, de exemplu. Voi sunteți artiști. Poate v-ați dus pe urmele lui Elvis Presley, nu? Acolo unde el a fost înmormântat, unde se află casa, nu? Ați fost. Am avut parte să cunosc vedete de la ei, adică să fiu în preajma lor, nu doar trecând printr-un magazin, adică să strâng mâna unui artist, cum a fost întâlnirea cu Neil Sedaka, alături de care am stat 15 minute la o masă. În ce conjunctură? În conjunctura în care era prieten cu alți români, că nu s-a dus Raul și l-a primit Neil Sedaka. Nu, a fost o conjunctură. Sau l-am cunoscut pe David Copperfield în aeroport, când l-am întrebat, eram cu domnul Bebe Mihu, impresarul nostru din Statele Unite, care organizează turneele în Statele Unite. Soțul doamnei Maria Dragomiroiu. Exact, exact. Și am văzut pe banda de la bagaje David Copperfield și îmi ridic privirea și mă uit și zic, el e. Bebe zice, nu e el. El e, pentru că este, uite ce scrie, foarte fragil și omul a venit personal să-și ridice bagajele cu recuzită foarte fragilă. Și eu foarte curajos, era 6 dimineața, să înțelegi, pe aeroportul internațional Miami, după un zbor care a fost îngrozitor. Deci ăla a fost zborul care am crezut că pune capăt zilelor mele, pentru că au fost foarte multe turbulențe. Asta e doar o paranteză. Și m-am dus la David Copperfield și am zis, sorry, are you? Și el mi-a zis, adică să nu-și dea seama și ceilalți. Da. Și aveam un aparat foto chinezesc și l-am luat pe Bebe Mihu afară și fotografia pe care o am amintire e făcută chiar de el, a întors el aparatul și cam de pe vremea sunt selfie-urile. Wow. Avem fotografia, vreau să spun că am fost la Los Angeles, asta o poveste scurtă, chiar înainte cu două zile de decernarea premiilor Oscar. Și vreau să spun că atât de tare m-a dezgustat ce am văzut din punct de vedere al curățeniei, și asta nu se datora pregătirilor. Am intrat într-un mare fast food care era chiar vis-a-vis de teatru Kodak. Deci un miros îngrozitor. Am zis, nu este posibil. Pentru că ești chiar aici în buză. Poate ți intră Brad Pitt, poate ți intră... Pentru că noi vorbim de un lanț mare de fast food, nu contează. Și nu asta este neapărat singura situație. În general, e foarte multă mizerie.
crede-mă, e mult mai bine în România. Trăiește-ți viața frumos, călătorește, du-te, da, bucură-te de locuri despre care ai auzit. America și visul american este frumos până ajungi acolo. Și cu toate astea, tot, George, iată, a mai trecut un an și încă un an și uite cum ai ajuns la 30 de ani de locuit în America. Tu faci naveta acum. Și de câte ori am fost cu piciorul în avion în primii ani, în primii mei ani de America să vin în România, dar am mai făcut ceva, mi-a mai ieșit un act, am mai... și uite așa au trecut anii și... Ai trăit și o mare dragoste, George, în America? Nu pot să spun că am avut o mare dragoste în America. Că sunt comunități mari de români. Sigur, și apoi nu, da, numai bănuiesc că ai cunoscut în atâta vreme și americani jet by jet. Sigur că da, am cântat pentru ei, nu la Las Vegas, am cântat într-un casino internațional. Avem o fotografie foarte veche cu tine, pe fundal scrie casino. Ești singurul român care, am citit eu la un moment dat, bănuiesc că nu a rămas singurul român care a cântat într-un casino. Bă, eu deocamdată... Uite, aici... Exact! Ești, cred că, în asta este la... fostul Las Vegas, în Fremont Street. Nu, este o fotografie ieșită, tot, să fac niște poze, exact cum spui tu. Hai să fac niște poze înainte de a intra în show și cel care a avut grijă de mine, tot un român, hai să facem. Și a văzut poza asta și am făcut-o. Te laud eu pentru că tu nu o să spui sau nu-ți vine acum în minte. Cu foarte puțin timp în urmă, el a cântat pentru Tony Bennett. Tony Bennett a venit la restaurantul românesc unde cânta George Rotaru, da, și chiar s-a legat de un chelner care vorbea prea tare și prea mult și Tony Bennett i-a spus: taci din gură, eu vreau să-l ascult pe acest om cântând. Da, a fost o experiență mare pentru mine, nu? Să vine Tony Bennett, marele cântăreț american, să mă asculte și chiar să mă aprecieze, m-a invitat la masă. Wow! A vrut să te cunoască la final, după ce v-ați cunoscut? Da, i-a plăcut foarte mult. Am rămas la stadiul de... Am fost și eu, l-am văzut în niște concerte, da, după aceea, da, m-a invitat. Dar... Minunat. Dar acum, hai, mai ascultăm puțină muzică? Mie mi-ar plăcea. Inima de floare albastră? Cum îți pică? Cum pică? Mi-a picat mai bine în Istanbul, să știi. Așa? De asta l-am și filmat acolo. Hai să ne uităm și revenim. Cum trec zilele nebune și minutele în șir, după noapte dimineața mă îmbrățișează viața și iubirea o respir. Cum trec anii toți ca unul și într-o zi vrei să trăiești, ca un cântec de chitară și un vin la această seară, toată viața să iubești. Cântă, cântă inimă, cu dor și cu patimă, cântă de iubirea noastră. Două vieți te-aș mai trăi, tot pe tine te-aș iubi, inimă de faravastră. Cântă, cântă inimă, cu dor și cu patimă, cântă de iubirea noastră. Două vieți te-aș mai trăi, tot pe tine te-aș iubi, inima de faravastră. Cum trec serile de vară, ochii în ochi când ne privim, ca un cântec de chitară, la fel ca și prima oară, ne iubim și ne iubim. Cu o lacrimă nestinsă pe obrazul timpului, cer iubirii să-mi spună vorbe dulci sub clar de lună, regăsite-n amintiri. Cântă, cântă inimă, cu dor și cu patimă, cântă de iubirea noastră. Două vieți te-aș mai trăi, tot pe tine te-aș iubi, inimă de faravastră. Cântă, cântă inimă, cu dor și cu patimă, cântă de iubirea noastră. Două vieți
vreți să-și mai trăi, tot pe tine te-aș iubi, inima de floarea voastră. Patimă, cântă de iubirea noastră. Două vieți te-aș mai trăi, tot pe tine te-aș iubi, inima de floarea voastră. Cântă, cântă inima, cu dor și cu patimă, cântă de iubirea noastră. Două vieți te-aș mai trăi, tot pe tine te-aș iubi, inima de floarea voastră. Rareș, ți-ai făcut de cap în Istanbul? Am realizat un album care se numește Carisma, cu foarte multe influențe balcanice, da? Dar iubesc Istanbulul, îl ador. Dacă ar fi să mi se propună să locuiesc altundeva decât România, aș alege o parte din Dar e atât de înghesuit, e atât este de înghesuit, sufocant. Dar e altfel înghesuială, e o înghesuială, da? Care mie îmi dă spațiu, mi oferă libertate. Da. Atât de bine mă simt în Istanbul. Există o stradă care vacanță? Se numește Dolmabahçe, pe lângă Bosfor. E lungă și de o parte și de alta sunt foarte mulți copaci. E atâta bucurie și atâta... Eu spun, mi-am dus foarte mulți prieteni în Istanbul, pentru că deja am învățat orașul pe de rost. Sunt convins că să ne cheme cât de curând. În toamnă, în septembrie, eu duc pe George. Sunt convins că o să ne cheme cât de curând într-un apartament, probabil pe care bănuiesc face eu. Face investiții acolo? Nu știu. Aș prefera să nu cumpăr un apartament în Istanbul, aș prefera cu banii să stau mai mult în Istanbul sau... N-aș vrea să se înțeleagă că aș fi foarte bogat din punctul ăsta de vedere. Sunt cel mai bogat om pentru că am posibilitatea să mă bucur de tot ceea ce am. Dar cât costă un apartament în Istanbul, dacă tot a venit vorba? Dar să știi că nu e foarte bine, scump. Acum depinde ce apartament vrei să-ți iei, nu? Ei în ultimii 20 de ani au explodat din toate punctele de vedere. Cel puțin turismul îl face pe turist să se simtă... serviciile îi fac pe turiști să se simtă împărați. Se pare că e o țară sigură pentru vacanța anului ăsta. Turcia, eu Bulgaria, recomand Grecia. Recomand Turcia cu mare drag. Recomand Istanbul cu mare drag. Dar tu ce doar, o să faci în vacanța doar dacă asta? V-ați asigurat că ați văzut România cap-coadă. Da, sunt foarte de acord cu povestea asta. Spuneți-mi, voi ce faceți în vara asta? Acord, adică... În vara asta, uite, o premieră. George este pe litoral de când a venit el din America, dar este primul an în care va fi pe afișele companiei de spectacole cu care eu sunt deja de 19 ani de zile. Am 19 ani de litoral. Wow! Eram în puști și acum am crescut un pic mai mare. Și mă bucur foarte tare că e o formulă lărgită de artiști care vor evolua pe litoral în toate teatrele de vară și nu numai. Și din această formulă, anul acesta, face parte și Puștiul George Rotaru. Mă bucur foarte mult să știți. Deci aveți o vară plină, nu? Aici pe litoralul românesc. Spectacole în fiecare seară, 2-3 pe seară, 4 pe seară. De când începe povestea? Din 10 iulie. El începe mai devreme. Eu mă duc mai curând, după 15 am iunie. Am văzut fotografiile de la Afrodita, nu? Da, sigur că da. O să încep din nou acolo și după program, uite, și la sugestia lui și la rugămintea mea pe lângă Bebe Micu. Așa. Hai, domnule, ia-mă și pe mine într-un spectacol. Când va fi frumos. Cum să nu? Sigur că da. Și voi fac. Și deci America o lăsați deoparte pentru America, o perioadă. America nu o lăsăm deoparte, eu îmi doresc foarte tare, așa cum eu ia să o revăd, pentru că nu mă duc neapărat pentru american, mă duc pentru că am foarte mulți prieteni români. Români care s-au realizat, români care au povești de viață cel puțin asta la fel zic, de interesante ca ale lui George. Din ceea ce trăiesc acum. Nu este ceea ce se vede la televizor. Toată lumea spune acest lucru. Da, e adevărat, cu revoltele din stradă, astea nu sunt cât se poate de reale, dar povestea cu pandemia și cu COVID-ul și încă rămâne cu semnul întrebării, cu foarte multe supoziții. Spune-mi tu, George, tu ce semnale ai de la prietenii tăi din America? Bă, toți le e bine. Frică, sunt înspăimântați, au trăit stări de panică, au trăit zile întregi în casă de izolare. Și da? Au stat în casă, au respectat ordinele și legile, dar...
Așa cum a spus și el. Numărul mare de morți nu-l poate contesta nimeni. Oameni buni. Dar să știi că foarte mulți dintre cei care au murit de COVID aveau și cancer. E și foarte adevărat. Cancer, nu detaliem, nu începem, știi, să despicăm firul în nu știu câte. Dar au fost uite, eu, de exemplu, mulți nu oameni care au suferit. Nici eu prieten, nu din fericire. Slavă Domnului, măcar bucurați-vă pentru asta. Mă bucur că în pandemie, în cele două luni în care am stat în casă, am fost foarte inspirat și am scris cântece și că la începutul acestui sezon voi lansa un album nou care se numește Două Inimi. Pe lângă melodiile pe care le voi cânta singur, am duete cu Zorica Savu, cu Vlăduța Lupău, cu Claudia Pătrășcanu. Sunt câteva surprize pe care sper eu să le asculte fanii mei. Ați cam făcut ce v-ați dorit, nu? Ați cam făcut ce ați visat. Vi s-au îndeplinit cumva visele. Noi, cum am umblat foarte mult pe drumuri, două luni de stat acasă, au venit ca unse. Pentru că noi vorbim aproape în fiecare zi ce faci. Deci eu am 30 de ani în America și el a fost de 30 de ori în America. Deci, uite, altă cifră. Trebuie să ne mai întâlnim și în alte emisiuni, să vorbim despre celelalte țări pe care le-am văzut, pe care le-am vizitat, să spun cum am reușit în 31 de zile să vizitez 24 de țări. Asta mi se pare îngrozitor. Mi se pare un efort teribil. Un efort adică foarte frumos. Doar să bifezi, doar să... Mai ții minte? Am bifat mai ții orașe minte importante. Cu adevărat tot ce ai văzut? Da, mă bucur că am fost în Kosovo, mă bucur că am fost în Albania, în Macedonia, în țări... Mă duceam în capitale, știi? Da, și încercam să dorm noaptea foarte puțin ca tot timpul zilei să l-am pentru vizitat. Pentru... Nu le-am vizitat așa aprofundat, dar au fost și locații în care am stat două, trei zile, pentru că mi-a plăcut foarte tare. Există atât de multe lucruri superbe. Ți-a spus cumva Mirabela pe unde să te duci, că tot ai vizitat zona asta? În ultima vreme încep să-i spun eu Mirabelei pe unde ar trebui să se ducă, pentru că e destul de cuminte. Mirabela, știu că trei ani de zile a cântat în fosta Iugoslavie. A cântat, știu foarte multe lucruri despre Croația. Mă gândeam că poate ți-a și spus pe unde să te duci. Mi-a spus să vizitez Split, am vizitat Split, am vizitat... Nu vrei să mai facem o emisiune cu locurile pe care le-am văzut? Sunt convinsă că vom mai face, cu siguranță. Dar facem mare plăcere. Da, acum că tot v-am prins pe amândoi, am zis că trebuie să punctăm visul american, nu? Da. Pentru că sunt mulți români care l-au trăit, mulți își doresc în continuare, sunt tineri care visează, aspiră să facă o facultate în America, să ajungă acolo, să fie cineva. E nevoie de deci, noroc. Nu, eu am, la 37 de ani am avut și o doză de nebunie, cred că. Adică la 37 de ani să pleci în America fără limbă, deci necunoscător de limba engleză, pleci așa, hai să plec doar de faptul că am fost foarte nemulțumit de ce s-a întâmplat. Și înfricoșat, după... nu? Și înfricoșat, a fost frică. A zis, eu în România nu asta a fost, eu în România nu mai calc niciodată. Așa a fost gândul atât de ăsta, atât puternic, de puternic a fost impactul ăsta cu ceea ce am văzut în 13 iunie. Și uite că am revenit de dragul cântecului, de dragul României. Și ai revenit printre găini la Făgăraș, că te-am văzut. Ce-ai făcut tu în perioada ce ta, ce să epidemia, faci? Dai pandemie cu sapa, mai pui o fasole. Am văzut, dar fii atent, vreau să te întreb, de ce 9 boabe de fasole? Că tot te vedeam cum numeri. Hop, 9 boabe aici, 9 boabe am din întrebat de ce 9? Și să știi că e un număr magic, 9. Da, este un așa, număr magic. 9, și eu am întrebat, de ce 9? De ce 9? Pentru că așa trebuie. Deci așa altă trebuie. Explicație. Deci, dar tu, spune-mi tu, Rareș, grădina ai, te îndeletnicești cu toate lucrurile astea. Am o grădiniță, încă nu am pus-o la punct, nu vreau să mă depărtez de la ideea ta și mă gândeam, pentru cei care vor avea posibilitatea să meargă și să se gândesc așa, merg în America și stau o lună de zile, așa. Ar trebui să luați în calcul așa, că e foarte mare America. Eu recomand așa, 3 zile New York, 3 zile Miami, 3 zile Las Vegas, așa. 3 zile Los Angeles, vreo două zile prin Arizona și cam atât. Și cam atât? Cam atât. Da, Arizona, exact, da. Așa e că am văzut tot. Tot ce trebuie văzut în America, da. Prietenii voștri vă duc dorul acolo, nu? Vă așteaptă doamnele acelea, senioarele, care te iubesc foarte tare, George. Acum trebuie să recunoaștem, nu? Da, uite, sigur că da. Anul trecut am Revelionul a fost la Las Vegas. Exact. Toată lumea vine să...
ne vadă pe noi artiștii care venim din România. Da, contramandat, ați contramandat ceva din cauza ceea ce s-a întâmplat? Foarte multe evenimente care au avut loc din 11 martie. S-au mutat pe 20, pentru 2021 sau chiar serios? 2022. Vreau să și nunțile, da. George m-a lăsat oarecum urmaș în Statele Unite, pentru că au fost foarte multe locuri în care el m-a recomandat și toate senioarele care îl iubesc pe el, vreau să cred că încep să mă iubească și pe mine. Deci, pentru mine el reprezintă foarte mult și sigur că Raul Rareș Bolea, e minunat, nu? Să ai un deschizător de drumuri, nu? E foarte minunat, mai ales că el, da. Să-ți spun că mi-a adus 10 ouă de la Făgăraș? 10? Mi-a adus, da. Foarte bun. De fapt, foarte mulți artiști. Adică ai avut curaj, le-ai mâncat, erau bune, erau proaste, de nu normal. Erau bio. Bio, pe exact. Pe toți artiștii, apropo de asta, pe toți artiștii care au ajuns, eu eram deja stabilit în America, toți care au trecut prin restaurantul Mignon, la Casa Română, în New York, de exemplu, și multe restaurante care au mai fost prin Los Angeles. Sau în Bucharest. Bucharest. Tuturor le-am întins o mână, dacă am putut să-i ajut cu ceva, a fost cu cea mai mare dragoste. Mi-aduc aminte că doamna Irina Login a venit în Los Angeles, în spectacol, i-am oferit stația mea și timpul meu. Zic, doamna, azi zic, dumneavoastră, ce rost mai are să cânt eu? Și a cântat, Irina, a avut vreo 7 zile de concerte la Mignon, în Hollywood, și tuturor le-am, cum am putut... În marele turneu, Irina Login, Mirabela Daur, am condus mașina din New York, din New York până în Seattle am zburat, din Seattle până în Arizona, tot ce s-a putut. Zile întregi de condus. Am condus mașina. Wow. Și am și cântat. I-am dus pe acești mari artiști, i-am cazat unde am știut. E clar că o să mai faceți. Nu, se oprește. Deci, George, în continuare... Eu am jurat până în ianuarie, nu mai merg. Deci... Următoarele 6-7 luni, gata, da, nu mai a fost festivalul de pe Broadway. Dar spune-mi, Raul, ai vreun bilet de avion luat acum? Ia zi-mi, câte ai? Și pentru ce destinație? Am unul pentru Cluj. Atât? Dar vreau să plec înainte de sezon, deci știu că se deschide Turcia pe 30. Cine se deschide? Se deschide Turcia pentru turiști, Istanbul pentru turiști. Așa, da, corect. Și vreau să merg 4 sau 5 zile înainte de a începe sezonul estival la mare. Vreau să merg Și eu Edinburgh, am bilete în Scoția, aștept Pescara, vreau să mă duc în Italia. Sunt nebună? Nu. Locațiile despre care mi-ai spus nu. Mai aștept din august încolo. Vă îmbrățișez tare mult. Mă bucur tare mult că ați fost aici alături de mine. A trecut repede. Să ne revedem cu bine, cu vești și cu piese de vară. Vorbim de vara asta. Vorbim despre excursiile noastre și despre ce am trăit frumos, poate în alte emisiuni. Îți mulțumim, Florentina Fântânaru. Mulțumesc. Vă pup tare. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici, ca de obicei, sâmbăta și duminica de la ora 14. Toate cele bune!